Conducta de transport apă de pe strada Colonia Topitorilor din Baia Mare, care a cedat la finele săptămânii trecute, a creat mari pagube în gospodăriile unor familii din zonă. Oamenii sunt revoltați și spun că apa, care a avut mai bine de o jumătate de metru înălțime, le-a distrus gardul și le-a luat lemnele din curte. Așa am zis la de la fost apă de mare în curte. Da, ai că pe când obinii, la mine, că era speriat, acum și scoată animalele din curte. Pe când a venit, a oprit apa, nu mai curs. Sunt de două ori, alo, da, se poate să trimiteți o mașină, sunați, vă rugăm la vital, că nu? Pe și mai sunt, să mai sunt și eu să trimită pompieri și după câtă vreme o trimis și pompierii. Dar cât de mare a fost apa, nu vă supărați. De jumătate metru. Ce întrebare stupidă, cât de mare a fost, cât de mare este apa? Păi poți să-ți imaginezi dacă s-a rupt un drum în două, cât e mare apa. Până sus, exact. Pe 5 metri. Dar dacă era un copil în timpul ăla și trecea pe drum, sau o mașină, atunci să vedea consecințele. Ei spun că de vină sunt cei de la Vital, mai exact cei care au făcut lucrările de înlocuire a conductelor, pentru că au lucrat de mântuială. Cu atât mai mult, cu cât nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Așa bine lucră, ce bine fac românii lucrările aici. Nu-i prima dată, nu-i prima dată că suntem inundați. Și cine credeți că e vina? Vitalul? Păi dar cine altcineva? Dar cine, cine a făcut lucrările acei? Mai vin și îi mai dă drumul și la hidroporul ăsta din bătaie de joc și lasă să curgă tot apa în curte. Oamenii nu știu cine le va plăti despăgubirile și nici măcar nu sunt siguri la ce urs să bată pentru a fi ajutați. Cine răspunde? La cine să merg? Am sunat de două ori, așteaptă să le dau indicații ceva, indicații speciale. O erupt, zic, pe drum, pe mijlocul drumului, pe șosea. O erupt toți apă și s-o spart. Păi de acum, doamnă, dar curge tare apa. Păi normal, doamnă, că deja a ajuns la porci, la animale, a ajuns apa. Mai și întreabă, știi? Trebuie să le lemnile din curte mi le-au dus, da, nu știu, pe unde, ce și cum. Reprezentanții SECE Vital spun că până acum nu s-au înregistrat solicitări de despăgubire. Până la această oră nu am primit nicio solicitare pentru despăgubiri. Asta nu înseamnă că dacă vor veni solicitări pentru despăgubire, nu vor fi tratate ca atare, se vor face constatările la fața locului, se vor evalua pagubele care au fost produse de acest incident și societatea comercială Vital va lua toate măsurile astfel încât populația care a fost afectată să nu aibă de suferit.